Răgușeala este un simptom normal după răceli sau infecții la nivelul gâtului. Când acest simptom persistă fără o cauză clară, trebuie să ne prezentăm la medic. Conform Digi24, disfonia sau răgușeala reprezintă o alterare a intensității, calității și înălțimii vocii, care nu are întotdeauna o semnificație patologică. Filozofic, disfonia poate apărea după un efort vocal, de exemplu la cântăreți, precum și după un discurs mai lung susținut pe o tonalitate ridicată. Patologic însă, disfonia are multiple cauze, iar printre cele mai frecvente se numără laringita acută virală, refluxul gastroesofagian, chisurile de la nivelul corzilor vocale, edemul laringian, cancerul laringian. Pentru corecta evaluare a cauzei disfoniei, controlul vizual al cavităților nazale, al faringelui, al laringelui și al corzilor vocale se efectuează fibroscopia. Această investigație endoscopică este rapidă, foarte utilă și ușor tolerată de pacienți, care ajută medicul în stabilirea unui diagnostic de precizie. Opțiunile de tratament pentru disfonie sunt variate în funcție de cauzele determinate. Tratamentul poate fi atât medical cât și chirurgical. Atunci când disfonia persistă mai mult de câteva zile, este obligatoriu consultul de specialitate la medicul orelist, relatează digi24.ro.